După cum vedeți, ne-am apucat aici de gătit. V-am zis că o să încercăm să facem, adică nu că încercăm, facem rețetă, da, am mai făcut. Rețeta de butter chicken de la Jamila, așa că ne-am pregătit aici o ceapă și vreo 20 de grame de ghimpir, 200 sau câte pusăcii, 200 de mililitri de suc de roșii, ne mai trebuie o smântână din asta de 200 de grame de la Dorna. Avem aici piept de pui pe care l-am tăiat fâșii, cam vreo, nu știu, 300 și ceva de grame. Normal, rețeta e pentru 500, dar atât avem. Și am pregătit aici și niște orez. M-am pus după ochi, o să-l fierb exact cum am fiert și orezul ăla atunci când am făcut orezul prăjit, cred că acum două vloguri. Iar acolo mi-am pregătit o tigaie un pic mai mare în care să facem sosul. Și pentru început va trebui să băgăm aici, și usturoi mai avem aici, l-o pregătit Sabin, cât ai până la urmă? Cântărim și usturoi, 12 grame. La câte trebuie să fie? 30. Aoleu! O să punem aici și usturoiul, nu punem atâta. Și aici am mai pregătit 3 linguri de unt în care cred că o să trebuiască să frigem puiul pentru început. Și trebuie, cred că prima dată, să băgăm la blender astea și trebuia să adăugăm și apă și încă nu știu ce. Am pus puiul aici într-un bol și va trebui să-l condimentăm. Și am pregătit aici ceva condiment de pui, nu știu de la ce firmă, ori de care, cred că e bun. Niște boia dulce și pulz de chili sau praf de chili sau ghimbir, ce-ți mai trebuie? Boia iute. Da, dar ce-ți trebuie ție în rețetă? Boia? Păi am o să aceea, ce că-s la fel. După oci. Bun. Am pus și niște chili. Și ce mai trebuie să pui? Pentru că este destul de picantă. Da. Sare și piper. Nu se aude. Hai, iubire, dar ce faci? A care pahar? Așa penibil. Capul ăla electric. Hai, acum băgăm la blender. Acum pregătim aici tigaia și am pus acolo 3 linguri de unt. Și acum o lăsăm să se topească, apoi adăugăm puiul, lăsăm să se gătească și el vreo 10 minute. Și apoi, uite cum se topește. Și apoi trebuie adăugat sosul ăla de tot felul, cu usturoi și ghimbir. Acum o să punem puiul. De ce nu sturi? Și o să lăsăm să se prăjoască. Ia că am bucățele așa mai mici, nu? Da. Acum o să adaug sosul ăsta de ghimbir cu usturoi și ceapă. Și o să las vreo 5 minute pe foc. Și apoi adăugăm și restul ingredientelor. După 5 minute, acum adaug și sosul de roșii. Și o să mai adaug și 200 de mililitri de smântână de gătit. Și o să mai lăsăm vreo 15 minute la făcut. Dacă mai e cazul, mai trebuie adăugată puțină apă. Dar eu zic că e ok așa cum e, nu cred că mai e cazul. Nu zici că e un... Bol. Nu. Da, bol, aia vrei să faci. Urechi. Da, pune-o tot. Ia ce plating face să vină aici. Pinch. A pinch of oregano. Da! Deci uitați aici ce-a făcut Sabin. Inventa el bolul. Punem și noi să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic de la 10 dimineața, cred că.
Așa că poftă bună. Mi-am pus și eu să mănânc. La mine nu e așa complex platingul. Da, îl putem băga și așa. Ne vedem din deplasare, pentru că din păcate trebuie să mergem înapoi la Easybox să returnez husa aceea de scaun pe care am luat-o la Sabin, pentru că aparent nu-i funcționează la mașină ce aia, încărcătorul sau... Priza de 12V. Da, priza de 12V, mai specific. Uh-huh. Și mergem încolo să îi facem retur, pentru că dacă nu-i funcționează, n-are sens. Eu iară n-am nevoie, că întotdeauna am geci din astea destul de groase și vin până sub fund și nu mi-e frig. Dar na, din păcate nu poate folosi. Am tot încercat și la mine s-o încălzi destul de greu, dar s-o încălzi, dar la el chiar deloc. Na. Deci într-acolo mergem și poate vă filmez de acolo, mă, că ploaie afară, deci e o vreme. Deci uitați-vă, vai de capul meu. Deci o ceață, niște nori, ploaie, frig, vânt, deci groaznic. Tăchile au suflat acolo, pomii pe jos, deci haos. Ia, hai să pornim noi bradul, după cum v-am promis, în fiecare zi. Gata! Avem brăduț, avem lămpuț. Vai, trebuie să spire aici lângă brad cu picanul, m-a sclipici. Vai, deci, îs atâta de happy că-i minge afară. Nu știu dacă se vede acolo la voi, nu cred, bine, nu s-o depus încă decât un pic pe acoperișuri, dar, doamne, deci atâta de frumos. Deci sper să se depună un pic, bine, nu să facă ceva haos, dar măcar așa un pic decât să simți că e iarnă. Deci e super, super happy. Și vreau să ne începem dimineața de astăzi să ne facem o cafeluță. Acum am hrănit animalele sălbatice. Și ia, hai să-mi pun eu cana asta cu Merry Christmas. Am terminat și eu de mâncat, am spălat vasele. Trebuie să mai șterg aici măsuța și m-am pus aici să spăl chiuveta și uitați-vă unde am pus domestos deja, cum s-a albit. Deci, genial. Ia, hai să mai punem și aici să vă arăt. Deci, maxim. Foarte fain se albește de la domestosul ăsta. Vedeți? Deja așa acolo se albește unde am pus. Nu e neapărat acum că se murdărește, dar pur și simplu de câte ori arunc, poate gătesc ceva și dau cu boia sau cu sos de roșii sau cu vin sau eu știu ce, imediat se face așa urâtă și aici nu știu ce-o pus Sabin mai de mult. Cred că, de fapt, știu ce. Au avut prostia asta în care își pune ceai, un fel de bilă, da, cred că știți, bila aia rotundă, mă rog, e bila aia acum în care pui semințe din astea acum de ceai și o lași, mă rog, să stea în cană, n-o, și-o pus-o aici și-o lăsat-o plină cu iarba aia și s-o pătat și de atunci nu mai iese cu nimica, deci dacă aveți vreo soluție ingenioasă, let me know. Și acum o să mă pun să curăț aici chiuveta, pentru că vedeți cum arată, efectiv dezgustător. Dar e pătată, deci nu neapărat că e murdară. Bine, acum e și murdar un pic, nu pot să zic că nu, dar nu-i gen horror, adică m-a fost și mai rău. Deci, da, Doamne ajută că mi-a venit ideea cu domestosul, sincer, că altfel cred că trebuia să o schimb. Deci dacă eram atâta de tută, să nu-mi dau seama că pot să pun domestos, cred că ajungeam să o schimb, sincer. Bine, am înțeles că și cei, am mai văzut eu pe grupuri din astea, cei care și-au luat pe negru și aia să plâng îngrozitor, deci la aia le rămân peche albe și nu știu ce prostie am văzut, parcă nu mai țin minte exact, dar știu că am văzut ceva, că s-au plâns foarte mulți pe ceva grup din ăsta de amenajări și chiar am zis că, Doamne ajută, măcar a mea e albă, na, asta este, dar măcar o pot dezinfecta ca lumea și o pot eu albi acasă, decât să nu poți nici curăța, nici albi, nici nimic și să mai și rămână peche. Deci atunci chiar că e horror. Vreau să mă duc sus, că trebuie să cal niște haine. Deci de când cu vlogmasul ăsta, deci efectiv zici că sunt omul pădurii. Deci nu știu, n-am timp să fac nimic. A bine, am de mâncat, fac mâncare chiar dacă nu vă filmez vouă pe vlog. Dar totuși, după ce termin de editat, eu încerc cumva și atâta pot să zic că am noroc, că sunt o persoană destul de organizată și nu mă las niciodată pe ultima 100 de metri cu nimic, adică îmi place să le am toate organizate, bine, filmez în aceeași zi după cum ați observat, dar încerc asta zic să termin vlogurile destul de în timp, adică gen cu editat și tot pe la ora, deci la ora 3 maxim 4 să termin cu filmatul, după aia îmi trebuie vreo 2 ore să editez, plus după aia încă o oră să se exporte video de pe program pe laptop și apoi încă
vreo oră, dar chiar poate și mai mult, am pățit acum în ultimele zile din cauza că probabil foarte multă lume încarcă în perioada asta pe YouTube. Deci efectiv se încărca video, dar nu se încărca varianta HD, no? Și stăteam ca proastă acolo lângă laptop, deci cred că am stat într-o seară o oră jumate, deci de obicei dacă o să vedeți că mai întârzie videourile cu vreo 10-15 minute, jumate de oră, să știți că nu se încarcă varianta HD. Deci pur și simplu, acum într-o seară când am avut întârziere, cred că la și 10 sau la și un sfert l-am postat, efectiv la ora 6 jumate, mi se pare, sau 7 l-am încărcat pe YouTube deja și încă nu era, nu era încărcată varianta HD la ora 8, deci ca să vă dați seama. Am venit aici în pod pentru că aș vrea să calc hainele de care v-am spus și astea sunt în primul rând șervețelele. O să vi le filmez eu mai de aproape după ce le calc, acum nu vă prea dați seama. Plus mai am aici o grămadă de haine de călcat, așa că asta vreau să fac acum în primul rând. Și apoi o să mă pun să văd cum aranjez și masa din sufragerie ca să vă arăt. De data asta ne-am mutat aici așa să vedeți și lampa, deși nu se prea vede decât culoarea pe care o are. Și am aici o telecomandă, cred că v-am mai arătat-o și pot să le tot schimb, doar că nu știu de ce, câteodată nu merge. Acum, de exemplu, am făcut-o roz. Da, acum am reușit să o fac înapoi galbenă. Nu știu de ce face figur bateria din chestia asta. Chiar nu înțeleg de ce, dar trebuie să o schimb. Și știți că am promis azi dimineață că vreau să vă arăt cum îmi aranjez eu masa de sărbători. Pentru a face videoclipul de astăzi trebuie să vă arăt câteva lucrușoare pe care le-am cumpărat. În primul rând, știți că v-am spus, cred că în videoclipul de alaltă ieri, că mi-am cumpărat niște napkin din astea de masă, adică niște șervețele care sunt pe dimensiune de 45x45, sunt destul de mari și ele ca și model sunt ceva de gen, cu alb și cu linii. Doar așa am găsit. Bine, nu mi-aș fi dorit nici să găsesc ceva super satinat, dar ăsta e chiar perfect. E un fel de material ca de cerceaf, combinat cu un pic de satin, parcă așa am eu impresia, că liniile astea parcă sunt un pic satinate. Și erau și pe dimensiuni, cred că un pic mai mici, dar alea erau exagerat de mici, adică și așa, bine, când au venit astea și le-am văzut dita mai pătratul, am zis ok, ce o să fac cu ele, că sunt prea mari, zici că sunt puse de pernă și adevărul e că așa și arată, ca o busă de pernă, dar în momentul în care le pui la masă chiar ai nevoie de ceva de genul, pentru că vedeți că de câte ori l-am tot îndoit eu aici, el deja arată cam ca așa de la restaurant, așa că sunt numai ok. Iar alt lucru pe care vreau să vi-l arăt, astea apropo le-am cumpărat de pe un site, cred că v-am mai spus, ceva, nu știu exact cum se numește, o să vă las aici și în descriere, dar se ocupă cu astea de restaurant, hoteluri, gen Horeca, adică șervețele de masă, nu știu, lenjerii de pat, puse de pernă, chestii de genul și am comandat de acolo pentru că am zis că inițial am vrut să le fac eu și mai bine nu, pentru că și așa... N-am nicio treabă cu acușața și nici ele cu mine, așa că am zis, ia, hai, mai bine să le comand decât să mă fac de râs și să fac niște porcării. Și am găsit 10 bucăți cu 30 și ceva de lei și am mai plătit un pic, nu știu, vreo 12-15 lei transportul, dar mă rog, asta este, decât să mă duc eu să-mi caut pe materiale și nici nu știu ce să cumpăr, nu știu nici să cos, nu știu nici folosi mașina, nici n-are nimeni nerv să mă ajute, așa că am zis că na, dă-i pace că le comand, că altfel cred că n-ajungea videoclipul anul ăsta la voi, așa că mai bine așa. Iar apoi alt lucru pe care vi l-am arătat tot alaltăieri, inelele astea de șervețele pe care le-am cumpărat de pe Shein și îs superbe. Mor după ele, mi se par geniale, atâta tot că poate mi-ar fi fost mai potrivite mai mult pe argintiu decât pe auriu, dar în momentul în care le pui pe masă nu o să se vadă partea asta aurie, ci o să se vadă doar astea cu perle și atunci eu zic că o să arate super, super fain. Iar alte lucruri pe care le-am aici în spatele meu sunt evident farfuriile și tacâmurile. Acum tacâmuri nu mi-am cumpărat special sau chestia asta, sunt tacâmurile pe care le folosesc normal, dar oricum am de gând să-mi cumpăr și niște tacâmuri. Să am ceva mai, de Doamne ajută, ceva mai de musafir,
de duminică, cum ar fi zis mami. Trebuie să-mi cumpăr oricum, pentru că astea pe care le-am la bucătărie, mi se pare că le-am luat din Casa Rusu și am dat pe ele vreo 150-200 de lei pentru, nu mai știu cât e, 10 persoane sau 12, nu știu cum erau făcute, cred că 12 totuși. Dar vă zic că chiar am rămas super dezamăgită de ele, adică nu știu, le spăl în mașină, deci nu le spăl de mână sau chestii de astea și pur și simplu parcă ruginesc, parcă nu știu ce trebuie, deși totuși nu au... Am dat un pic pe ele, nu zic acum că am dat exagerat, dar mă așteptam ca la banii ăștia să fie ceva mai ok, având în vedere că nu le folosim nici bine de 3 ani. Și, na, în fine. Iar ceea ce mai vreau să vă spun este că mi-am cumpărat din Jumbo, dar astea le-am cumpărat, cred că, undeva după Paști, pentru că au apărut farfurile astea geniale, deci nu știu cât focalizează la voi, dar sunt absolut divine. Mi-au plăcut atât de mult când le-am văzut și au zis, abii, mă, dar la noi nu o să meargă, că e auriu, dar nu e chiar auriu, e un fel de argint... Auriu, un argintiu. În fine, v-ați prins voi. Vedeți că nu sunt chiar, nu sunt nici aurii, dar nici nu sunt argintiu, sunt așa cumva între. Și mi-a plăcut că e cu sclepeci, evident, că dacă nu era cu sclepeci, nici nu le cumpăram. Și mi-am luat, bine, de supă, nu cred că a fost decât ceva boluri super urâche. Asta zic eu că ar fi de desert sau de, nu știu, să le pui așa una peste alta, să arate fain și să mănânci de aici aperitivul, de aici felul 2, habar n-am. Dar oricum de supă nu au avut decât bolurile alea super urâche și am zis că nu mersi. Dar dacă ați văzut voi de supă exact așa, lăsați-mi în comentarii, dar eu nu cred. Doar ceva boluri care n-arătau deloc cum trebuie. Așa că asta este cea de aperitiv. Și asta la altă mai mare este pentru felul 2 sau pur și simplu să le așez una peste alta și să arate super fancy la masă. Poate că ar trebui să-mi cumpăr eu încă 8 din astea mici. Pentru că alea, pentru că dacă ar fi să le folosești și de desert și de gen aperitiv, ar trebui tot să mă duc să le spun. Singurul dezavantaj la astea e că nu cred că ai voie să le bagi în mașina de spălat, ceea ce e un pic aiurea, dar văd în vedere că n-ai musafiri în fiecare zi și nu-i Crăciunul și Paștele zilnic, eu zic că merit, adică gen îs faine, ceva diferit, interesant și am zis că de ce nu. Acum oricum nu cred că au fost o avere, cred că am dat vreo 100 de lei, cred că pătate sau ceva de genul, nu mai știu exact, că le-am luat mai de mult, poate că acum s-au mai scumpit, dar mi s-au părut absolut geniale, deci chiar mi-au plăcut maxim. Și acum voiam să le și probez, adică să-mi așez masa și să o fac împreună cu voi, pentru că aș vrea să văd dacă mai am nevoie de ceva. Singurul lucru pe care știu sigur că mi l-aș dori și am văzut la un moment dat în Pepco și nu știu de ce am fost o mare măgăriță și nu mi-am cumpărat, era un fel de sfeșnic din ăla cu 3 brațe, dar din ăla super fain, în care să bagi lumânări din alea lungi. Bine, nu cred că le-aș aprinde, numai așa de poze sau chestii de genul, pentru că dacă le-a prins lumânări de genul, îți scurge tătă ceara acolo pe masă și arată nașpa. Dar pentru așa câteva poze și să arate fain de design și așa, mi se pare genial și chiar îmi pare rău că nu mi-am luat. Astea sunt produsele de care practic avem nevoie ca să facem masa de Crăciun, de sărbătoare, de musafir, de duminică. Așa că mergem acum la masă și o să le așez și o să vă arăt și vouă cum pregătesc eu masa și cum le aranjez ca să arate drăguțel. Acum o să încep să pun din farfurii și mă tot gândeam că cred că ar trebui să schimb chestiile astea pe care spuse farfurile că nu prea merg. Dar ca idee le lăsăm așa momentan dacă nu găsim ceva mai fain. O să ne ocupăm de șervețele, iar pentru a rula șervețelul m-am chinuit și eu un pic. Prima dată îl îndoim în două, să facem un triunghi, iar apoi două laturi, le luăm așa să le împachetăm, așa, iar apoi le răsucim în sus, cam așa ceva ar trebui să iasă. Și hai să vedem inelul. Vine dacă intră. Te rog să intri. Ulala. Cam așa ceva ar trebui să arate. Eu zic că arată drăguț.
Hai să vedem. Vai, deci leșin ce-mi place! Vai, deci uitați-vă ce fain arată. Deci leșin. Ia ce fain arată așa cu totul. Super tare! Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now, when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the light. Candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snow. Cam asta este ideea mea de a pune masa de Crăciun, așa că sper că v-am inspirat cu acest video și sper că vă place. Poate că pentru unii o să pară încărcat, dar mie îmi place, așa că asta e ceea ce contează. Am adăugat până la urmă și trei firicele din astea de ceva iarbă, din asta artificială pe care am luat-o de pe AliExpress. A fost așa tif-tufă cu mai multe crânguțe și le-am rupt cu ăla, cu patentul. Așa că, da, cam așa arată masa. Am adăugat și niște buzunărele cu tematică de Crăciun pe care le-am de pe AliExpress de acum câțiva ani și sunt cu mai multe feluri. Am așa cu ren, ăsta este cu Moș Crăciun și mai am din astea cu om de zăpadă care are așa ca două căști, mă rog, urechiuțe din alea și ăsta care e cu căciulă, că prima dată am crezut că îi lipsește o chestie de asta, dar de fapt e o căciulă care are moț. Și arată super, super drăguț. Și am mai multe, nu știu câte sunt total. 12 am înseamnă. Dar, da, cam așa arată. Poate că mergea cu ceva mai, ceva să meargă cu ăsta, dar mi s-a părut că arată bine. Sincer, fără astea aș putea să las, dar parcă mi se pare cam sec. De-aia am adăugat și treburile astea verzi, dar evident astea sunt doar de design, așa de poze, de chestii de genul, că până la urmă o desfaci și folosești șervețelul. Mie îmi place ce a ieșit, așa că sper că v-am inspirat cu acest video și sper că o să faceți și voi o treabă de genul, pentru că pare că ți-ai dat interes un pic mai mult pentru musafir și mi se pare o treabă chiar elegantă și faină, așa că de ce nu? Mai ales că nu am dat foarte mulți bani nici pe treburile astea și sunt destul de faine, adică m-am mai uitat la un moment dat pe MobExpert și mi se pare că erau exagerat de scumpe și cred că era unul vreo 20 și ceva de lei, le-am luat pe toate 8 cu 50 de lei de pe Shein, o să vă las linkul în descriere oricum dacă nu l-ați văzut că l-am lăsat și la vlogmasul de alaltăieri, dar îmi place maxim, maxim cum arată și cu pomișorii ăștia așa cu luminițe, mi se par genial. Lumânările astea iară simple sunt luate de pe la Pepco sau Jumbo, lumânări efectiv simple pe care le-am pus pe masă, bine, acum le-am aprins efectiv pentru poze și pentru filmat, dar dacă le aprind în mod normal, cu siguranță pun ceva sub ele. Iar în portul ăsta de lumânare am pus lumânarea asta și i-am dat drumul, oricum n-are ce să arde aici, că practic dacă curge pe suport, pentru că stați să vă arăt că
are acolo un suport pe care stă din metal, așa că nu are cum să ia foc. Dar îmi place maxim, deci ador. Chiar îți dă așa o atmosferă faină, chiar te îmbii așa să vii să mănânci, să ai poftă să mănânci. Mulțumesc că tare mult de vizionare, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă da, vă rog să-mi lăsați un like și un comentariu în care să-mi spuneți dacă vă place. Și noi ne revedem mâine la ora 8 cu un nou vlogmas. Vă pup, pa, pa! E data de 14, hai! A fi sau a nu fi? Alege sau ghicitoare? Movie night. Avem programare la două filme. Care? Când? Alegi sau ghicești? Unde? Astăzi? Mâine. Depinde la ceea ce alegi, okay. Sau ghicești. A, să aleg eu? Da. Atunci acum ai făcut rezervare dacă aleg eu? Am făcut la ambele. Dar vrei să alegi sau să ghicești? A, vreau să aleg. Atunci ia două bilețele din 15. Serios? Da. Două bilețele. Stai. West Side Story. Asta are nu știu notă care foarte bună pe IMDb. Astea să le scot sau să merem? Să merem. Ah. Dune? Nu. 3D nu. Asta. E fain? Zici. Da. Da, bine. Ok. Mm-hmm. Mersi.